este o familie deosebită, oameni cum se cade, deci nu pot să zic nimic de rău decât de bine. Ce s-a întâmplat ieri? Ieri, din câte am auzit, că au venit polițiști cu dubițe, cu ce, și le-a controlat prin casă. Înțeles că au făcut mare deranj. Bineînțeles că familia s-a speriat, doamna a fost luată. Pe domnul l-am văzut mai târziu foarte supărat și chiar asta era destul de agitat și de... Na, că i-au răvășit casa și... Na, și azi dimineața am auzit că a murit, din păcate. Am înțeles că și prizele din casă au fost desfăcute. Așa am auzit și eu. Nu am fost, nu știu să vă spun, dar așa am înțeles că a făcut mare deranj. Spuneți-mi, văd că o casă mare, frumoasă. Domnule, casa este făcută de peste 20 de ani. Ei au avut o situație mai bună de la tatăl decedatului. Și dacă vă uitați pe sus, așa pe stradă, toată lumea are case frumoase în Prăjena. Deci... Oamenii sunt muncitori. Oamenii sunt muncitori. Și dacă vă uitați, la fiecare poartă e câte o mașină, la fiecare poartă, asta nu e de acum. Era bolnav, era... După câte am auzit, zicea cineva că a suferit cu inima. Și ieri ce s-a întâmplat? Păi ieri, după ce au fost poliția, mascații, și au fost, dacă nu a fost peste 20 de inși, aceia și au intrat în casă, i-au făcut deranj, tot i-au răsturnat prin casă și omul, am văzut după ce au plecat, era amărât, deci s-au văzut că nu i-au convenit și azi dimineața am auzit că a murit, a făcut infarct și a murit. Am văzut că au o casă mare, frumoasă. A, casa e făcută de acum peste 20 de ani, deci ea a fost renovată, dar ea e făcută, tata lui a fost ceasornicar pe timpul și a câștigat bani ca lumea și a fost și opincar. Și a avut tata lui. Deci din generație în generație. Din generație în generație. Banii nu s-au făcut de un an, doi. Puneți-mi, erau oameni muncitori? Cum zic? Muncitori, da, muncitori. Ei s-au ocupat cu ceasul, repara la ceasul. Spune că ai făcut infarct, eu știu. Din ce cauză? Nu știu, parcă a suferit, spune, și cu inima. S-a năcăjit toată noaptea sau? S-a năcăjit, spune, toată noaptea. Că... Au salon de coafor și mergeam acolo, cunosc bine pe fiica lor. Nu știu ce... Spuneți-mi, au o casă foarte mare, sunt unele vorbe da, că... Da, casa este veche. Nici eu nu sunt de aici, sunt venită m-am căsătorit aici, sunt de departe, dar știu când s-a construit casa, eram tânără, poate că sunt 20 de ani de atunci. Am văzut casele mari cam toate. Cam toate, și a noastră este mare, să veniți să vedeți că și noi avem casă frumoasă, pentru că cred că sunt oameni harnici și să știți că n-au dat așa de mult pe distracție, lumea pe aici, care mai de care să-și facă, dacă vecinul și-a făcut mansardă, hai să-mi fac și eu, și toți au, cred că au investit în case mai mult decât în altceva. Ori mai fi făcut ei și din ce ori fi făcut, dar... Și în aceeași toate și... Păi ce să știm? Păi a fost aici cu noi, nu? Pe bancă, totdeauna. Ce să știm? Păi bine, nu? Om normal, simplu. Ceva noi... Văd că casele sunt mari în zona asta. Păi toate casele sunt mari. Toate casele. Păi aici a fost neam de neamul nostru, a fost oameni... Nu... Oameni lucrători, oameni muncitori. Thank you.
Auzi, ăștia de la Antena 1 insistă să luăm o poză cu ei. Thank you.